Vamii și francezi au descoperit că prin intermediul unei companii dubioase cu sediul în Saint-Denis, în nordul Parisului, zeci de firme europene au expediat peste 6.700 de containere cu mărfuri de tot felul în Rusia, aflată sub embargo. Astfel evită sancțiunile luate de UE, unică prin amploarea sa și implicând un întreg grup de profitori de război, această afacere este prima de acest gen descoperită în UE. Cum a fost descoperit acest trafic, îți spune Marcela Ferraru, editor Alef News în Franța. Serviciile de investigație au anchetat 10 luni în cel mai mare secret pentru a scoate la lumină acest enorm trafic care a întărit economia de război a regimului lui Vladimir Putin. Investigația a început în august anul trecut, când agenții francezi au fost, de fapt, alertați de omologilor din țările baltice și mai ales Polonia, care au observat fluxuri anormale de mărfuri vămuite în Franța și sosind la frontiera externă a pieței europene pentru a lua cel mai probabil drumul către Rusia. Suspiciunile s-au concentrat rapid asupra unei companii specializate în formalități vamale, care lucrează în numele clienților importatori și exportatori. Activitatea s-a crescut exponențial din 2022, adică exact atunci când Uniunea lua măsuri de represalii față de țările limitrofe Rusiei, Uzbekistan, Kazahstan, Tajikistan și chiar Armenia, fără ca fluxul de mărfuri să corespundă unei activități economice reale pentru această firmă. Vame și-a mai descoperit că firma Expeditor lucra pentru o întreagă rețea de operatori cu sediul în Irlanda, Germania și chiar Spania. Un tipar incredibil de fraudă a ieșit la iveală. Managerul companiei, prin intermediul Darknet și folosind toate mijloacele criptate oferite de ultimele progrese ale tehnologiei digitale, și-a oferit, de fapt, chiar el, serviciile ca facilitator companiilor străine care doreau să exporte ilegal mărfuri în fosta URSS. Facilitatorul, așadar, a făcut falsuri pentru a ascunde destinația finală, înregistrând adrese în țările vecine cu Rusia și reușind pentru o vreme să înșele vigilența serviciilor cu hârtii care păreau să fie în regulă. Reputația lui s-a răspândit în întreaga comunitate de contrabandiști din Europa, până la punctul în care s-a impus ca specialist în eludarea sancțiunilor împotriva Federației Ruse. Peste 6.700 de containere au fost expediate în acest fel.